invitat sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Proprietarii de hotele și restaurante au protestat astăzi în fața Parlamentului față de majorarea TVA-ului. Ca să se facă auziți, au adus cu ei tigăi și linguri. Între timp, Parlamentul a anulat sistemul mixt de vot, a interzis agitația în ziua scrutinului și a decis că va impozita câștigurile de la loterii și din pariuri sportive. O parte din nuntașii care s-au intoxicat la un restaurant din capitală au salmonela, arată rezultatele medicilor din Hâncești. Procurorul general interimar a cerut ridicarea imunității parlamentare a deputatului Ilan Șor. Încuviințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Ilan Șor. Astăzi, Dumitru Robu a venit în plenul Parlamentului ca să ceară votul deputaților pentru reținerea fostului primar de Orhei. Votul ar urma să aibă loc în această seară. Ilan Șor ar fi plecat din țară odată cu retragerea democraților de la guvernare. Ofițerii SIS, angajați de la Spia și cei din procuratură au făcut percheziții în această dimineață la aeroport. Cu ultimile informații la acest subiect vine colegul nostru, Cătălin Gorea. Cătălin, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Perchezițiile au fost făcute în mare parte în biroul directorului companiei Avia Invest. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe probe materiale, dar și dosare în anchetă. Astăzi, ministrul de interne, Andrei Năstase, a anunțat despre mai multe nereguli depistate la poliția de frontieră, însă nu a dat nume persoanelor implicate în dosar, spunând că astfel va prejudicia ancheta. Atât la acest subiect. Se dorea transformarea aeroportului într-un sat fără câini, prin care grupări criminale și mafioti se poată derula operațiuni murdare, ilegale, fără niciun fel de control din partea instituțiilor abilitate ale statului. Năstase susține că acest contract, care prevedea că Avia Invest alocă 255.000 de lei pentru achitarea salariilor polițiștilor de frontieră în perioada de vară, este ilegal și că persoanele care le-au semnat vor fi trase la răspundere. Totodată, ministrul a precizat că Avia Invest ar fi încercat să excludă poliția de frontieră din procesul de asigurare a securității aeronautice din aeroport. O firmă controlată de un condamnat penal, aflat în căutare internațională, a încercat să preia controlul asupra pârghiilor statului de a verifica fluxurile de pasageri și mărfuri prin aeroportul Chișinău. Ministrul de interne nu a oferit detalii despre investigațiile în privința fostului primar de Orhei, Ilan Șor, care a dispărut și este dat în căutare de mai bine de o lună, el fiind condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de primă instanță. Procedurile pentru etapa internațională sunt în desfășurare și, bineînțeles, în momentul în care vom avea mai multe detalii de la colegii noștri din străinătate, de la Interpol, vă le vom oferi. Până acum nu aveți detalii? Procedurile sunt în desfășurare și eu n-aș putea să vă dau mai mult decât pot să vă dau. Contactați de Pro TV, responsabilii de la Avia Invest ne-au spus că vor reveni ulterior cu o reacție la acuzațiile ministrului de interne. Am încercat să aflăm și poziția fostului șef al poliției de frontieră, Fredolin Lecari, însă acesta nu ne-a dat un răspuns. Și-au luat cratițe, tigăi și linguri de la bucătărie și au venit să facă gălăgie la Parlament. Proprietari de restaurante și hoteluri au protestat împotriva majorării cotei TVA în sectorul Horeca. Deputații nu au discutat astăzi în Parlament acest subiect, fiind amânat pentru ședința de mâine. Proprietarii de restaurante spun că dacă TVA-ul va crește din nou până la 20%, atunci multe localuri ar putea da faliment. Se vor mări în termen scurt prețurile, se va scădea nivelul investițiilor în domeniu. Ziceți că ar putea crește prețurile la bucate. De ce nu au scăzut atunci când TVA-ul a fost de 10%? În Horeca e o întrebare că prețurile nu schimbă ușor, asta e o producere a meniului nou, durează. Proprietarii localurilor spun că au
venit în fața Parlamentului să-i convingă pe deputați să nu voteze proiectul guvernului. Vrem să fim auziți că noi dorim să trăim și să lucrăm în Moldova. Vrem să păstreze rata de TVA la 10%, care este dublu comparativ cu România. Și sperăm că totuși deputația să ne audă că noi suntem aici, să ne vadă că oameni fără plată, anume care își exprimă a lor dorință. Printre protestatari a fost și Călin Vieru, care la fel deține câteva restaurante în Chișinău. Dumnezeu ne-a dat o șansă acum, ne-a arătat nișa, ne-a arătat drumul și calea prin care Moldova poate să se ridice din genunchi. Nu prin patlagele, nu prin castraveți, nu prin struguri, fiindcă aici nimeni nu ne va lăsa să le exportăm în Europa, dar prin aducerea turistului la noi în Moldova. Și câțiva angajați au venit să-și susțină șefii. Eu lucrez manager în restaurant. Cum te va afecta pe tine această majorare a TVA? Cred că pe viitor nu voi avea nicio motivare să-mi deschid un propriu restaurant. Iar acest tânăr este de 2 ani bucătar șef la un restaurant. Spune că ar putea pleca din țară dacă nu va avea aici un salariu care să-i asigure un trai decent. Am prins perioada 2017, când era 20% TVA, și am și un exemplu cu mine. Poftim că această crață este cu 20% TVA și acestea sunt cu 10%. 20% TVA nu a permis într-atât de crearea condițiilor bune de muncă. Premierul Maia Sandu a spus că acum nu există altă soluție decât majorarea acestei taxe. Noi ne dorim să ajungem acolo, în situația în care o să putem să lărgim baza de impozitare, să ne asigurăm că nu mai este evaziune fiscală, că toată lumea plătește impozitele. Atunci o să putem să discutăm și despre reducerea ratelor de impozitare. Luni, proprietarii de cafenele și restaurante și-au închis localurile, unii pentru jumătate de oră, alții pentru întreaga zi, în semn de proteste, după ce Ministerul Finanțelor a anunțat că va crește cota TVA pentru sectorul Horeca de la 10 la 20% după ce democrații au redus-o în toamna anului 2018. Gavriliță susține că dacă nu recurge la acest pas, Republica Moldova nu va mai primi bani de la FMI. Momente de groază pentru 200 de pasageri care se îndreptau spre Crimeea. Avionul în care se aflau a aterizat de urgență într-un lanț de porumb. De vin ar fi un stol de pescăruși, rămâneți cu noi ca să aflați cum s-a întâmplat totul. Salmonela este cauza intoxicației a oamenilor care au petrecut la o nuntă într-un restaurant din capitală acum câteva zile. Investigațiile de laborator au confirmat prezența bacteriei la 11 pacienți. Medicii au mai multe versiuni despre cum a fost transmisă bacteria. Investigațiile de laborator efectuate de Centrul de Sănătate Publică din Hâncești arată că cei 11 pacienți care au ajuns la Spitalul Raional din Cimișlia sunt infectați cu salmonela. Medicii au câteva versiuni privind calea de transmitere a bacteriei. Poate să fie prin intermediul materiei prime, care nu a fost bine prelucrată termic în timpul preparării, sau poate să fie de la o persoană bolnavă. Medicii nu au vrut să se expună privind cauza intoxicației acelor 30 de pacienți care au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din capitală. Specialiștii spun că deocamdată nu sunt gata rezultatele de laborator. În acest sens, pentru cei care planifică organizarea festivităților în localuri și restaurante, cei de la ANSP vin cu anumite recomandări. Se interzice organizarea festivităților în localurile neautorizate și în cele unde lipsesc condițiile elementare de igienă. Nu se recomandă prepararea bucatelor cu 2-3 zile înainte de festivitate, folosirea ouălor, inclusiv de rață și găscă, pentru prepararea cremelor și dulcilor fără prelucrare termică. În total, 52 de persoane, inclusiv 2 copii, s-au intoxicat după ce au petrecut la o nuntă într-un restaurant din capitală sâmbăta trecută. Cei din administrația localului au refuzat să comenteze situația. Mirelui însă i-ar fi spus că oamenii s-ar fi intoxicat de la dulciurile aduse de organizatorii petrecerii. Avocatul Nicolae Roșca și lectorul universitar Liuba Șova au fost numiți de guvern în funcția de judecător la Curtea Constituțională. Cei doi judecători au fost aleși din cei 4 care au fost selectați de comisie. Comisia ne-a oferit lista scurtă, așa încât noi la guvern să putem decide.
să putem decide. Și așa cum am menționat în ședința de guvern, am decis să aducem oameni noi. Aceasta este și cererea societății, dacă o să urmăriți discuțiile din societate din ultima vreme, oameni care nu au mai fost partea sistemelor în trecut. Doamna Șova este profesor universitar, este pentru prima dată într-o asemenea funcție. Acum că va ocupa fotoliul de magistrat la CC, Nicolae Roșca trebuie să renunțe la funcția de membru al PAS. În urma concursului, Comisia din partea Guvernului a selectat inițial 4 candidați. Astăzi urmează ca și Parlamentul să aleagă alți 2 membri ai CC. Pensiile și alocațiile sociale să fie indexate de 2 ori pe an și nu o singură dată, așa cum se întâmpla până acum. Este propunerea președintelui, care a fost acceptată astăzi de majoritatea parlamentară, însă votată abia în primă lectură. Proiectul ar urma să funcționeze din octombrie 2020. Beneficiari ai acestor amendamente în primul an de aplicare vor fi circa 500.000 de persoane. Beneficiari de pensii și alocații sociale de stat, numărul acestora extinzându-se de la an la an. De regulă, pensiile și alocațiile sociale sunt indexate în fiecare an în luna aprilie. Președinția vine cu ideea ca aceste sume să fie ajustate la prețurile de consum și în luna octombrie a fiecărui an. Avem un deficit de 2 miliarde de lei la bugetul asigurărilor sociale. Cum ne putem permite? 30 de milioane de lei pentru o indexare pentru cele mai vulnerabile categorii de cetățeni se pot găsi, identifica. Democrații care au susținut ideea au propus ca proiectul să intre în vigoare mai devreme cu un an. Nu credeți oare că ar trebui ca această modificare a legii să aibă o implementare chiar de la 1 octombrie în acest an 2019? Ceea ce sugerați dumneavoastră înseamnă să modificăm un buget care mai are încă 4 luni de executare. Consider că aceasta nu este corect din punct de vedere al finanțelor publice. Proiectul ar urma să fie implementat gradual. Astfel, la 1 octombrie 2020 vor fi mărite doar plățile celor care au venit lunar sub minimul de existență. Cu cât indexăm în aprilie și cu cât indexăm în octombrie? La 1 aprilie 2020 vor fi indexate plățile respective cu 4,8%. Pentru 1 octombrie 2020, indicele prețului de consum pentru primul semestru acestui an este prognozat la nivelul 5,7%. Pentru anul 2020 sunt necesare 90 de milioane de lei care să acopere aceste creșteri ale veniturilor pentru pensionari și beneficiarii de alocații sociale. O fetiță de 4 ani a murit după ce a fost mușcată de câinele din curtea casei unde locuia. S-a întâmplat ieri în satul Milești Mici din Ialoveni. Fetița era acasă cu sora mai mare și bunicul când s-a întâmplat nenorocirea. Ea s-a stins înainte de venirea ambulanței. Vecinii familiei unde s-a întâmplat tragedia spun că oamenii țineau acasă 2 câini de rasă ciobănesc german. Aceștia erau legați de o sârmă lungă și se puteau deplasa prin curte. Acolo era doar un patruped. Fetița se juca în ogradă împreună cu sora ei mai mare de 7 ani, când la un moment dat unul dintre cei 2 câini de rasă ciobănească a rupt lanțul și s-a năpostit spre ea. Cea mai mare a reușit să fugă. La fața locului a venit poliția și ambulanța, însă în urma leziunilor primite, aceasta a decedat. Mama celor 2 fete nu era acasă când s-a întâmplat totul, spun vecinii. Câinii mare, deja mare. Era... Eu nici nu mă dușeam prea dânsă, că eu mă temem de dânsă. Era tot timpul o ogradă, cum fecița și eu a apărut la dâns și acolo s-a mușcat-o cum. Acest bărbat susține că și el a fost atacat de unul dintre câini. Tragic. S-a fost atacat de un copil, atacat de animal. Se bagă mult în sat, toată noaptea în hoinari. Poliția din Ialoveni a pornit un proces penal în acest caz și va stabili cum s-a întâmplat totul. 3 persoane au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit noaptea trecută în centrul capitalei. Accidentul s-a produs pe bulevardul Ștefan cel Mare, în apropiere de ambasada Rusiei. Din fotografiile surprinse de un martor se vede cum un BMW care ar fi intrat pe contrasens este făcut zob. Alături este Land Rover-ul cu partea din față avariată. În acest caz a fost pornită o anchetă. Adrian Candu îi cere lui Alexandru Slusar să se abțină de la acuzații publice și îl amenință că îl va da în judecată. Democratul se arată nemulțumit că pe umerii lui a fost pusă o parte din vină pentru miliardul furat. Candu reacționează isteric și bolnăvicios, susține vicepreședintele PPDA. Deciziile guvernului sunt decizii colective. Răspunderea este solidară a tuturor membrilor acelui guvern. Și dacă
e să răspundă Candu sau Leancă pentru anumite decizii, atunci toți miniștrii de acea oră, inclusiv, bineînțeles, și doamna Maia Sandu, care este la ora actuală prim-ministru, trebuie să răspundă la fel. Se întâmplă după ce acum câteva zile Alexandru Slusar a cerut Procuraturii Generale declanșarea unei anchete penale pe numele lui Andrian Candu, Iurie Leancă, Anatol Arapu și Dorin Drăguțanu, pentru că ar purta fiecare o parte de vină pentru devalizarea sistemului bancar. Andrian Candu susține că Slusar ar trebui să se abțină de la acuzații publice. Toți acești președinți de comisii care își permit să iasă în fața presei și în fața societății cu opiniile lor personale, neaprobate de comisii și neaprobate de plenul Parlamentului, nu este altceva decât, nu sunt catalogate decât declarații politice, decât niște acuzații și speculații politice și nu o fundamentare juridică. Candu zice că ar putea să-l dea în judecată pe Slusar și să-i ceară despăgubiri. Nu, asta cum ați făcut? Ați așteptat că această comisie o să fie una sterilă și numai să adunăm niște materiale? Că reacția domnului Candu este una isterică, bolnovicioasă și ceea ce denotă încă o dată că noi mergem în direcția corectă. Printre altele, comisia parlamentară care anchetează cum s-a furat miliardul a cerut încă o lună la dispoziție. Acest lucru înseamnă că abia în octombrie deputații vor prezenta raportul cu rezultatele investigațiilor. Membrii comisiei spun că este nevoie de mai mult timp pentru o anchetă mai amplă, iar numărul persoanelor care trebuie audiate a crescut. 23 de pasageri au fost răniți după ce un avion a aterizat forțat pe un lan de porumb. Incidentul a avut loc lângă Moscova, când un stol de pescăruși a fost aspirat de motoarele aeronavei. În urma incidentului, oamenii au fost evacuați și transportați la aeroport. Incidentul a avut loc în această dimineață. Avionul cu peste 200 de persoane la bord, care se îndrepta spre Crimeea, a fost nevoit să aterizeze de urgență după ce un stol de pescăruși au fost aspirat de motoare. Piloții au aterizat cu motoarele oprite și cu roțile încă retrase, scrie presa rusă. Din imagini se vede că avionul a ajuns într-un lan de porumb, la câțiva kilometri distanță de aeroportul Jukovski, de lângă Moscova. O femeie a fost grav rănită și internată în spital, iar alte 22 de persoane, printre care mai mulți copii, s-au ales cu vânătăi și zgârieturi. Imediat, pasagerii au fost evacuați. Ulterior, unii au pornit pe jos spre aeroport, iar alții au fost preluați de un autobuz. Responsabilii aeroportului susțin că sistemul de speriere a păsărilor în momentul decolării funcționa. Cine a spus că dragostea durează doar 3 ani? Din Sud California au demonstrat că pot iubi la fel de intens și peste 7 decenii. We will still be sweethearts after graduation day. And I thought she was the cutest little thing when she came into our town. By the time we were seniors, we started going. Și peste 70 de ani, soții poartă ținute asortate. Care este secretul fericirii? Ne spun bătrânei în câteva minute la știri. E bătut în cuie, deputații au votat în lectură finală anularea sistemului mix de voci și revenirea la cel proporțional. De asemenea, a fost schimbat modul în care sunt aranjate numele femeilor în listele electorale, minimum câte 4 la fiecare 10 locuri. Vom avea la fiecare 10 locuri câte 4 locuri pentru femei? Minimum. Minimum 4 locuri. De ce noi am optat pentru aceasta? Pentru că experiența din alegerile parlamentare pe care le-am avut recent a demonstrat că femeile, din păcate, au fost plasate la mijlocul listei sau chiar la finele listei. Deci în primele locuri care de fapt sunt eligibile se regăseau foarte puține femei. Totodată au fost excluse certificatele de integritate și înlocuite cu declarații pe propria răspundere, iar agitația electorală nu mai este permisă în ziua scrutinului și în ziua precedentă a alegerilor. Pe lângă asta, diaspora va putea vota și în baza buletinului de identitate, a livretului militar și a pașaportului expirat.
Un polițist din Statele Unite a devenit erou în orașul său după ce a salvat două femei dintr-un incendiu. Acesta le-a trezit din somn cu puțin timp înainte ca întreaga locuință să fie mistuită de flăcări. Deși imobilul și garajul au fost făcute scrum, femeile au scăpat cu bine. Polițistul a ajuns înaintea pompierilor la locuința cuprinsă de flăcări. Nu mai era nimeni prin preajmă în acele clipe, scrie presa străină. Deși nu avea echipament de protecție, fără să stea pe gânduri, a intrat în garajul care ardea și a început să bată cu putere la ușă. Riscurile erau uriașe pentru că incendiul se extindea rapid. Camera polițistului a înregistrat cum încăperea s-a umplut de fum în 90 de secunde. Cele două femei care se aflau în locuință au fost trezite brusc din somn și au ieșit în curte. După 5 minute de la sosirea polițistului, casa a luat foc. Dacă nu ar fi fost trezită din somn, ele ar fi rămas cel mai probabil blocate în locuință. Cele două femei, mama și fiica, au rămas fără casă și fără garaj, însă au scăpat cu bine. Pompierii cred că incendiul a fost provocat de un fulger, dar cauza exactă va fi stabilită la finalul anchetei. Cozi kilometrice de peste 100 de mașini au fost la Vama Palanca în această dimineață. Cei care au vrut să iasă din țară au fost nevoiți să-și pună răbdarea la încercare. Pentru a micșora timpul de așteptare au fost deschise toate benzile, iar cei care voiau să treacă Vama spre Ucraina au fost direcționați și pe banda de intrare. Au fost instalate puncte de reabilitare în scopul comunicării cu cetățenii, asigurării cu apă potabilă și acordarea asistenței medicale la necesitate. Potrivit serviciului de presă al Poliției de Frontier, a fost mărit și numărul angajaților. Trafic intensiv s-a înregistrat și la Vama Tudora. Pe rețelele de socializare, unii călători au scris că au așteptat 2 ore la coadă. În timp ce guvernul anunță manifestații de comemorare, președinția organizează concerte grandioase și în acest an autoritățile se împart în două tabere și marchează diferit ziua de 24 august, când a avut loc operațiunea Iași-Chișinău. În timp ce unii califică cele întâmplate drept eliberarea de sub ocupația fascistă, alții spun că acesta a fost începutul ocupației sovietice. Altfel zis, această zi se mai numește Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului și invităm toată lumea, inclusiv televiziunile, să ni se alăture în acest proces, în ținerea unei pauze, unui minut de reculegere, în prime time la ora 20 seara. Guvernul condamnă cele întâmplate pe 24 august 1944 și consideră acțiunile drept crime împotriva umanității. La ședința executivului însă nu s-a vorbit despre evenimentele pregătite în această zi de președinție. În timp ce unii vor marca 75 de ani de la începutul ocupației sovietice, Igor Dodon pune la cale o adevărată sărbătoare. Cu ocazia eliberării țării noastre de fasciști, șeful statului nu a spus câți bani vor fi cheltuiți pentru manifestații. Nu toate sunt cu costuri enorme. Pentru cei ce sunt de concert, știu că organizează o organizație non-guvernamentală. Igor Dodon a scris pe Facebook că va organiza un concert grandios. Totodată va fi prezentat în premieră un film documentar intitulat Operațiunea Iași-Chișinău. Avem mai multe activități protocolare, unde vom participa atât la șerpini, este vorba de restabilirea unor monumente, inclusiv din contul bugetului municipiului Chișinău. Operațiunea Iași-Chișinău din 1944, cunoscută și ca Bătălia pentru România, se referă la luptele de la sfârșitul lunii august dintre Armata Roșie și aliații germano-români. Totul s-a încheiat cu pierderi din ambele tabere, iar la 23 august România a anunțat că iese din cel de-al doilea război mondial. Pe 24 august, trupele sovietice au intrat pe teritoriul țării noastre, astfel că unii istorici califică această zi drept eliberare de sub ocupația fascistă. Alții însă spun că este începutul ocupației sovietice. Donald Trump este pasionat de camioane. La o conferință de presă în care a vorbit despre producția americană, liderul de la Casa Albă nu a uitat să amintească despre micile lui bucurii din copilărie. Reacția internauților nu a întârziat să apară, așa că pe rețelele de socializare, cu ajutorul aplicațiilor de editare foto, președintele american a apărut la volanul a tot felul de camioane de jucărie.
Puțină lume știa, cel puțin până de curând, că președintele Statelor Unite are o mare pasiune pentru camioane și macarale. I love cranes, I love trucks of all types. Even when I was a little boy at 4 years old, my mother would say, "You love trucks." I do. Donald Trump a spus că este unul dintre acei oameni care nu uită niciodată micile bucurii ale copilăriei. Sometimes, you know, you might become president, but nothing changes. I still love trucks. Președintele a urcat la bordul unei auto speciale de pompieri, dar și într-un camion militar, însă doar să claxoneze. Fire. Nu a arătat nici tirul uriaș parcat parcă pentru el la Casa Albă. Fotografiile din tir au devenit virale, iar Trump a început să apară cu ajutorul aplicațiilor de editare foto în tot felul de camioane de jucărie. Ba chiar a fost subiectul unei scene de amuzante într-o emisiune a unui post de televiziune local. Trump a mai declarat că i-ar plăcea să conducă și o macara. When I look at the largest crane in the world, that's very cool. You think I'll get to operate it? I don't know. We'll put the media on it and I'll give them a little ride, right? Până la urmă, jurnaliștii nu au mai fost plimbați. Nici Trump nu a mai pornit în aventură, ci doar s-a mulțumit să simuleze că folosește schimbătorul de viteză. Totuși, președintele american nu este văzut prea des conducând. De fapt, se pare că există doar un filmuleț înregistrat de soția sa, Melania, scriu jurnaliștii americani. În imagini îl vedem pe Trump la volan, în timp ce fiul lui se află în dreapta. Sunt împreună de 70 de ani și spun că împart aceleași interese și aceleași sentimente ca la început. Doi soți din California, care s-au cunoscut acum 7 decenii, poartă și acum ținute asortate. De la șosete până la pălării, aceștia au grijă să arate impecabil. Promise me we'll still be sweethearts after graduation day. Cei doi îndrăgostiți împart de aproape 70 de ani și bune și rele, dar și aceeași garderobă. Ei poartă doar ținute asortate, scriu jurnaliștii de peste ocean. Well, my mother bought us matching t-shirts when we were in high school. I picked them out and so we've matched ever since. Cei doi s-au cunoscut pe băncile școlii. And I thought she was the cutest little thing when she came into our town. By the time we were seniors, we started going together. S-au căsătorit pe când aveau 19 ani. Acum, la 87 de ani, timpul le-a schimbat chipurile, dar nu și sentimentele. Spun ei. Și obiceiurile au rămas aceleași. Ea are grijă să știe întotdeauna cu ce se îmbracă el. Cuplul nu s-a ferit să dezvăluie secretul unei vieți fericite. Jesus first, others second. Yourself last, that's a way to spell joy. Cei doi spun că merg împreună peste tot, la spital, la biserică sau pe la serbările din orășelul lor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară cât mai frumoasă.